Captură importantă făcută de procurorii Dicot din Olt. Aceștia au reținut 4 persoane pentru trafic de droguri. Mai mult, o parte din cantitatea de cannabis avea destinația Târgu Jiu. În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu toamna anului 2016, inculpatul Ivașcu Florin i-a propus inculpatului Barbu Marian să înceapă o colaborare pe linia traficului de droguri, sens în care a convenit cu inculpatul Ivașcu Florin să cultive cannabis în diverse locații, iar inculpatul Barbu Marian să-l ajute la vânzarea drogurilor. Astfel, în perioada toamna anului 2016, luna august 2018, inculpații au comercializat cannabis mai multor persoane pe raza municipiilor București, Slatina, Craiova, Târgu Jiu și a orașului Filiaș, primind sume cuprinse între 40 și 50 de lei per gram. Se arată în comunicatul Dicot. În afacere au mai fost atrase alte 2 persoane cu misiunea de a cultiva sau distribui cannabis.